Deci asta s-a avut loc examinarea în continuare a cererii apărătorului Renato Osată, ceea ce ține de revocarea măsurii de reprimare arestul. E eliberat în privința lui Renato Osată. La fel și a doua cerere cu privire la transferul de procedură. Deci, simplu spus, s-a solicitat ca Procurorul Republicii, Procuratura P.C. Cox, să transfere dosarul penal în Marea Britanie, acolo unde a fost comisă, presupusă comisă infracțiunea și de unde toată lumea cunoaște că dosarul, cauza penală, se află în procedura organului de mărire penală din Marea Britanie, Regatul Unit. Deci, s-a examinat. Noi am prezentat noi argumente și noi probe și aici mă refer la Comisia Interpol din 24 mai 2018 în care am prezentat argumentele Comisiei Interpol. După cum știți, a refuzat ca Renato Osată să fie anunțată în căutare internațională, mai bine zis inclus în fișierul de căutare internațională. Și principalul motiv al Comisiei Interpol sună în felul următor, că cauza penală intentată împotriva lui Renato Osată este una pe criterii politice. Deci am invocat și alte circunstanțe, cum ar fi circunstanțele că cauza penală a fost intentată, sau mai bine zis, mandatul de arest a fost luat, emis de către instanța de judecată în absența lui Renato Osată, atunci când însu se afla în deplasare de serviciu, fiind în calitate de primar al municipiului Bălți. Dânsul și-a manifestat dorința ca, ca organul de urmărire penală ori să vină în Federația Rusă să dea declarații, ori dânsul este disponibil ca să discute cu organele de urmărire penală, să dea declarații, dar acele organe de urmărire penală care nu sunt interesate în înaintarea, sau mai bine zis, în ținerea aceasta în suspans a clientului nostru Renato Osată, cu un singur scop, de a-l îndepărta de politica din Republica Moldova.